Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou unboxing. De această dată facem unboxing la placa video GeForce GTX 970 G1 Gaming de la Gigabyte. Salutare prieteni, eu Dram. Bun. O cutie într-altă cutie. Nu trebuie să stai nimica. Nu am degetul minat ea. G1 Gaming, scrie și pe cutie. Întoarce un pic cutia. Cealaltă. Se vede G1 Gaming acolo. Placa video. Bun. Vine cu un manual. Din câte știu eu că și eu am această placă video. Niște pini adaptoare Molex, adică în cazul în care nu aveți de la sursă un CD și un manual care nu prea contează. Știți să instalați oricum o placă video. Acum placa video. Se aude un pic de foșnit. Sigilată. Da, este sigilată. Față de 980 de lui care nu venit de sigilată. Din nou cuțitul Flip Knife din CSGO. Care nu de tăiat. Tai altă dată. Aceasta este placa video, are și protecția aia de plastic peste, pe care o să o dau mai târziu jos. LED-ul Windforce, stați așa să vă dau un zoom pe el. Se aprinde albastru, nu cred că este RGB, cel puțin a meu nu este. Două porturi DVI și HDMI. Un HDMI, da. Are 3 fanculere, o răcire foarte bună de la Gigabyte, super ok placa, vă recomand. O găsiți la reducere acum, nu știu cât a fost, 1500 de lei parcă, nu? Da. 1500 de lei, duce cam orice joc a apărut, nu cred că o să aveți probleme, are și un backplate. Întoarce cu spatele, să vadă backplate-ul, stați să vă dau un zoom pe backplate, logo-ul de la G1 Gaming. Heatpipe-urile acolo în față. Bun. Cam atât și cu acest unboxing. Până data viitoare, salutare!